Discutăm cu Radu Mihaiu, candidatul USR Plus pentru primăria sectorului 2. Bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Spuneți-mi în primul rând care este planul dumneavoastră în mare pentru sectorul 2? În mare, planul meu este să aduc administrația locală a sectorului 2 la nivelul oamenilor, la nivelul bucureștenilor, la nivelul cetățenilor sectorului 2. Pentru că în ultimii 20 de ani, cetățenii și societatea au evoluat foarte mult în București, dar administrația locală a sectorului 2 a rămas la același nivel, la nivelul anilor 2000, de unde l-a preluat domnul Unțanu. Spuneți-mi care sunt primele trei lucruri care ar trebui să se schimbe în sector și care se vor schimba în cazul în care ajungeți primar. Cu siguranță primul lucru care trebuie să fie schimbat este felul în care se face curățenie și colectare selectivă. Avem cel mai murdar sector și asta pentru că primăria a gestionat foarte prost felul în care se face curățenie. Avem același operator de salubritate de 21 de ani și care nu aplică nici acum principiul european pay as you throw, adică plătește cât arunci. Al doilea lucru pe care cu siguranță îl vom schimba este felul în care este evaluată performanța angajaților primăriei. Și al treilea lucru pe care îl doresc schimbat în primăria sectorului 2 este felul în care se face planificarea urbanistică. Am stat de vorbă la dezbaterile pentru PUZ-ul coordonator al sectorului 2 cu arhitecta șefă și am întrebat-o: doamnă, în zona electronicii se construiește un cartier de locuințe. Pot fi acolo mii de familii care vor avea copii. Unde vor duce acești copii? La școală, la grădiniță? Ați prevăzut un spațiu? Doamna arhitect a spus: nu este rolul nostru să prevedem astfel de lucruri. Este rolul unei alte instituții. Să vorbim un pic și despre lipsa spațiilor verzi din sector. Și asta este o problemă, nu numai în sectorul 2, dar să vorbim acum un pic specific pe acest sector, despre lipsa spațiilor verzi și despre traficul excesiv din această zonă. Sectorul 2 este sectorul cu cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Am vorbit cu colegii mei care vor fi consilieri generali ca în prima ședință a noului Consiliu General al municipiului București, de după alegeri, când cu siguranță vom avea majoritate, să fie introdusă un proiect de hotărâre care să anuleze această decizie de aprobare a PUZ coordonator sector 2. Și asta ar salva 25 de hectare de spațiu verde din sectorul 2. Pe lângă această acțiune, care este una sigur și juridică și politică, eu propun construirea unui nou parc, parcul Gării Obor, mutând șinele Gării Obor în subteran, păstrând Gara Obor, care este monument istoric acolo unde este, mutând în subteran șinele Gării Obor și construind deasupra un parc. Propuneți un traseu feroviar urban, din câte am citit în proiectul dumneavoastră, între Gara Obor și Pipera. Spuneți că astfel locuitorii sectorului 1 și ai sectorului 2 pot merge la locul de muncă cu trenul. Există fonduri pentru așa ceva și cum ar putea fi realizat un astfel de proiect? Păi, în primul rând, infrastructura feroviară, șinele de tren există deja. Ce propun eu este construirea unei gări în dreptul șoselei Petricani, gară în care ar putea să oprească aceste trenuri care iau călătorii dimineața, nu știu, la 7, 7 și jumătate, 8, îi duc în Pipera, iar seara se întorc. Aveți în plan și o pistă pentru biciclete. Am citit tot în proiectul dumneavoastră. Acest lucru, în mod evident, ar încuraja transportul alternativ, va reduce traficul, a rezolva mai multe probleme dintr-un foc. Spuneți-mi, unde vedeți această pistă de biciclete și în cât timp s-ar putea realiza? Este practic tot o colaborare cu CFR-ul. Știu că sună un pic ciudat că vom face o pistă de biciclete în colaborare cu CFR. Până în anul 1987, dacă nu mă înșel, exista o cale ferată care ducea grâne către moara lui Asan. Și pe acolo mergea trenul și s-a oprit în anul 1987. Acum, evident, moara lui Asan nu mai funcționează, nici trenurile nu mai merg pe acolo, dar șinele pe care mergeau aceste trenuri au rămas în proprietatea CFR și pe quasi majoritatea traseului nu există niciun fel de construcție. Este un traseu foarte interesant
din mai multe puncte de vedere. Unul, pentru că regimul de proprietate este destul de clar pe mare parte din el și sigur avem nevoie de această colaborare cu CFR. O altă caracteristică importantă și interesantă este că pe aproximativ 70% din acest traseu nu există automobile. Este un traseu exclusiv pentru biciclete și pentru trotinete. Pe final, vă rog să spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul sectorului 2. Eu sunt un om de acțiune. Sunt antreprenor, am creat o firmă, îmi place să am poziții executive și să influențez direct felul în care se întâmplă lucrurile. Am fost secretar de stat, conduc și acum o firmă, sunt președinte al unei filiale de partid politic. Îmi place să acționez direct asupra lucrurilor. Cred și de asta candidez că am soluții bune pentru a schimba viața cetățenilor. Aș vrea ca fetele mele, când cresc mari, să iubească Bucureștiul, să iubească sectorul 2 și să le facă plăcere să muncească aici, să trăiască aici și să fie îndrăgostite de orașul lor.